Încă o palmă dată de austrieci românilor. De data aceasta e vorba despre românii care deranjează programul de liniște publică în Austria. În orașul Graț a apărut un panou uriaș scris în limba română, prin care conaționalii noștri sunt avertizați că își deranjează vecinii cu muzica dată prea tare. Am dat volumul mai încet, pentru că îmi pasă de ceilalți. Este mesajul în limba română cât se poate de direct. Mesajul este însoțit de o fotografie cu un tânăr care ascultă muzică la căști pentru a nu-i deranja pe ceilalți. Fotografia a fost publicată pe pagina unui român care locuiește în Austria. El s-a arătat deranjat că unii dintre econaționali pun într-o lumină proastă țara prin comportamentul lor.